Tiziana era numele său latin, s-a născut în Roma într-o familie înstărită și cu funcții în administrația imperială. Tatăl său era creștin, însă în acea perioadă acest fapt trebuia ascuns, creștinismul fiind interzis în imperiu. Tatiana a avut astfel din familie dragostea de Hristos. A fost o tânără evlavioasă care a decis să-și dedice lui Hristos fecioria sa. Pentru virtuțile sale a fost cinstită cu demnitatea diaconiei. În timpul împăratului Alexandru Sever, autoritățile au aflat despre Tatiana că este creștină. Alexandru Sever nu era din principiu persecutor al creștinilor, mai ales că, se pare, mama sa era creștină, însă subalternii săi avea un zel anticreștin pronunțat. Ulpian administra cetatea Romei. Era un vestit opozant al creștinilor. Din grupul său mai făceau parte Vitalius, Vas și Caius. Aceștia au instrumentat judecarea Sfintei Tatiana. Ei s-a dat posibilitatea să scape de suplicii cu condiția să facă proba lepădării ei de credința creștină prin închinarea la zei. Sfânta Tatiana a refuzat să se lepede de Hristos pe care îl cunoscuse și acceptase ca Dumnezeu și Mântuitor încă din pruncie. A fost crunt torturată. Suplicile sale au fost însoțite de semne minunate. Acestea, în loc să îi convingă pe torționari de nevinovăția și dreptatea Tatianei, mai rău i-au înverșunat. După o perioadă de întemnițare și torturi, văzând că nu pot birui plăpânda fecioară, au condamnat-o la moarte. Fiind cetățean roman, a fost ucisă prin decapitare împreună cu tatăl ei. Trupul său a fost îngropat în Augusteea, una dintre regiunile Romei. Aici, pe colina Quiriniale, s-a înălțat după aceea o biserică în cinstea Sfintei. Această biserică era menționată încă în cea de-a doua jumătate a secolului al VII-lea, într-un itinerariu creștin din acel timp. Parte din Sfintele sale moaște au fost trimise și în răsăritul creștin. Capul Sfintei Tatiana a fost adus la noi în țară în cel de-al XV-lea secol și se află astăzi în Catedrala Metropolitană din Craiova.